Bun găsit, doamnelor și domnilor, astăzi în cadrul emisiunii Media 120 vorbim despre Săptămâna Națională a Voluntariatului, dar înainte de asta aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre ce înseamnă această Săptămână Națională a Voluntariatului, un eveniment inițiat și coordonat de către Provobis, Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat, începând cu anul 2002 și implementat în colaborare cu sute de parteneri locali, ONG-uri și instituții care implică voluntari și centre de voluntariat. SNV este cel mai mare eveniment anual de celebrare a voluntariatului și de apreciere publică a voluntarilor din România. La Media și-a început în urmă cu 10 ani, sub egida Asociației Mediașul pentru Cultură. Antonela Sofia Barbu este alături de noi. Ea a fost și atunci la început, când a început la Media și Săptămâna Națională a Voluntariatului, a reușit să strângă în jurul acestui eveniment foarte mulți oameni, ONG-uri, instituții, oameni care de-a lungul timpului, în fiecare an, au reușit să realizeze câte un eveniment dedicat acestei Săptămâni Naționale a Voluntariatului. Vorbim și despre voluntariat, vorbim și despre voluntari, cât de mult înseamnă să faci voluntariat, ce înseamnă să fii voluntar, ce îți aduce în plus în viața ta de zi cu zi voluntariatul. Având în vedere că trăim într-o perioadă în care și voluntariatul poate fi considerat o activitate importantă în viitorul nostru și în viitorul carierei pe care vrem să o inițiem. Antonela, te salut! Te salut și eu! Bun găsit! Te felicit pentru că ai rămas alături de un eveniment atât de mare. Așa cum spuneam la început, este unul dintre cele mai mari evenimente dedicate voluntarilor. Spune-ne tu câteva cuvinte despre ceea ce înseamnă acest eveniment, cum l-ai văzut în urmă cu 10 ani și de ce ai ales să te alături evenimentului. În urmă cu 10 ani nu se știa foarte multe despre voluntariat și majoritatea evenimentelor erau derulate pentru a promova voluntariatul, pentru a promova evenimente și organizații în care poți derula activități de voluntariat. Și prima activitate pe care am derulat-o în cadrul asociației a fost împreună cu un grup de tineri, chiar la Centrul de zi Sfântul Andrei din Mediaș. Am inițiat o activitate împreună cu Daniela Lupu, care era președinte al acestei asociații, și i-am învățat pe copii nu doar să danseze, ci să se bucure de jocuri, de cărți, să faci lucruri pentru ei, mai ales într-un timp în care nu erau foarte multe activități dedicate acestui grup, acestor beneficiari din cadrul Centrului de zi Sfântul Andrei. Și următoarele evenimente s-au derulat așa de la sine și vreau să spun că în momentul în care Cristina Pustai s-a implicat cu Let's Do It, am fost alături de Cristina și în parcul copiilor am desfășurat o activitate de curățenie alături de voluntari de toate vârstele, de la cei mai mici până la cei mai mari. Și acolo cea care mi-a fost alături a fost doamna Lucia Suciu, care lucra la secția de copii din cadrul bibliotecii. Și a fost o acțiune reușită, începând de la faptul că am făcut curățenie în parcul copiilor și copiii s-au bucurat de acest lucru. Le-am dăruit la final și jucării, spunându-le povestea fiecărei jucărie. Și țin minte, am fotografii, întreaga bancă era plină cu plușuri și copiii s-au bucurat foarte mult că au putut să-și aducă aportul în această acțiune de voluntariat. Aceasta a fost cea de-a doua. Care era percepția despre voluntar, de a fi voluntar,
și de a face voluntariat în orașul nostru pentru diferite evenimente sau pentru diferite instituții. Oamenii se implicau și copiii se implicau alături de profesorii lor, însă prea puțin știau că a face voluntariat și mai ales să fii într-o astfel de mișcare este nevoie de mult mai mult. Să ai și posibilitatea de a te dezvolta, să ai posibilitatea de a învăța, pentru că prin voluntariat te și dezvolți și înveți, în același timp îți pui la dispoziție timpul. Și a face voluntariat nu înseamnă să faci doar o oră într-o săptămână sau într-o lună sau două ore pe an. Înseamnă să faci în mod constant acest lucru, începând de la să identifici în primul rând nevoile, să identifici beneficiarii care au astfel de nevoi și să le oferi din timpul lor, adică din timpul tău lor în mod constant. Și poți să faci voluntariat în toate organizațiile. Poți să pornești de la activități de ecologizare până la diferite cursuri, concursuri, să scrii proiecte pentru ei, să faci promovare, toate activitățile posibile, să le dezvolți acolo unde nu au capacitate, unde nu au suficienți oameni pentru a face atât de multe activități, așa cum își doresc ei. De-a lungul timpului, ai încercat să iei alături de tine, ai și luat alături de tine tineri pe care i-ai format într-un fel sau altul, cărora le-ai deschis mai multe uși, le-ai creat oportunități, i-ai ajutat să vadă în altfel lumea. Și unul dintre oamenii care îmi vin foarte repede în minte este Ioana. Exact, Ioana Duma, care în această perioadă, când este la Cluj, a terminat facultatea la Cluj, a rămas alături de cei de la Biblioteca Județeană, la Anca Popa, Biblioteca Județeană din Cluj, acolo unde am fost pentru prima dată cu ea, cu Georgiana, cu Diana și alte tinere din Mediaș, pentru a avea o expoziție. A fost îndrăgită de către colega mea de la Biblioteca Județeană și iată că anii au trecut și ea se implică în foarte multe activități de voluntariat. Este deci, în continuare, mediul online. Exact. În continuare a rămas cu sufletul acolo. Nu poți decât să te bucuri când vezi că ai reușit să inspiri oameni desfășurând astfel de proiecte și insuflându-le puțin din ceea ce crezi tu. Exact. Și dacă vorbim, tu ți amintești de Ioana, dar eu și Daniela ne amintim foarte mult de Alin Lovaci, pe care acum îl vezi un tânăr implicat și atunci când spui despre flori și vorbești despre flori în Mediaș, vorbești și despre Alin. El a fost cel mai mic voluntar și împreună cu Daniela și cu Alin am fost la diferite activități, nu doar în Mediaș, ci și în Sibiu, la Biblioteca Județeană din Sibiu. S-a scris despre el în acea perioadă, că este cel mai mic voluntar și vreau să mă bucur că a reușit să facă foarte multe în viață. A învățat alături de noi și să facă voluntariat, să ajute pe alții, pentru că, dau doar un exemplu, atunci când au venit două sau trei tinere de la grupul școlar Automecanica, aveau nevoie de un pliant, eu nu aveam timp să le ajut și am spus să vi-l dau pe Alin să vă ajute să realizeze pliantul. Și Alin era în clasa a șasea atunci, a învățat să lucreze în publisher, să lucreze în movie maker și cred că acest lucru i-au dat aripi să facă mult mai multe în viață. Și faptul că noi am văzut în acei copii pe care i-am crescut, nu erau neapărat voluntari, așa cum spune legea de la 16 ani, îi numeam noi asistenți de voluntari, dar faptul că și-au adus și ei aportul ajutând alți tineri a fost un lucru minunat.
Și iată că și astăzi îi regăsești făcând voluntariat. Eu cred că da. Nu neapărat că doar tu i-ai inspirat, i-au inspirat evenimentele, oamenii pe care i-au cunoscut și lucrurile care s-au întâmplat după. Satisfacția cea mai mare este atunci când vezi oameni fericiți și când tu ai lucrat și tu acolo, ai adus o mică bucățică și omul acela a reușit să fie fericit și datorită ție. Și cred că asta este cea mai mare satisfacție pe care poți să o ai. Exact. Și asta îți dă curaj și te face să mergi mai departe, mult mai departe de atâta. Oamenii despre care noi vorbim astăzi sunt oameni maturi. Da. Am făcut și eu o retrospectivă, m-am uitat pe foarte multe fotografii, screen pe blog și am descoperit tinere care astăzi sunt mămici și care au copii, cu siguranță vor face activități de voluntariat și le vor insufla acest lucru, pentru că este important să-i înveți de mici și să-i înveți să îi duci în spații acolo unde este nevoie de ei și îi vezi cum cresc și acest lucru te bucură, așa cum ai spus și tu, îți aduce o anumită satisfacție. În afară de tineri, ce să spun, știi foarte bine că voluntarul senior a fost doamna Veronica Radu, doamna profesor Veronica Pe care și vreau să o salut, nu am mai văzut-o de foarte mult timp, da. Dar sper să o văd odată ce trece pandemia, sper ca și lucrurile să se reactiveze imediat și pe oamenii aceștia. Mă gândesc și la doamna director de la Liceul Ștefan Ludvirot, exact, Teodora Ion, care cred că a fost nelipsită. Teodora tot așa s-a implicat foarte mult în activitățile de voluntariat alături de Cristina Pustai și dacă ne uităm așa în urmă, în media și Crucea Roșie a fost alături de majoritatea activităților, prin campanii umanitare, evenimente, exact. Deci sunt foarte multe organizații care sunt foarte mulți oameni care au reușit să dezvolte multe activități și să bucure multe suflete creând astfel de evenimente. Și eu cred că totuși SNB-ul a reușit să ne insufle ideea aceasta de voluntariat și nu a rămas doar într-o săptămână. Știm foarte bine că Săptămâna Națională a Voluntariatului este doar o săptămână, dar datorită acestei săptămâni au venit și alte lucruri după. Au fost și alte acțiuni în care ai reușit să-i cooptezi ca și voluntar pe oamenii aceștia. Mă gândesc, uite, la doctorul farmacist Ladislau Rosenberg, care și el a fost mereu activ. Mă gândesc la Eugen Doroga de la Generalia Asigurări, care a fost un partener de încredere, cred că la toate evenimentele este pe care le-ai. Este o listă lungă și într-o zi am stat și m-am gândit cui să mulțumesc, pentru că aveam eu acele provocări, hai să vedem cui mulțumim. Și în fiecare zi am scris câte 21 de persoane cărora vreau să le mulțumesc. Și dacă mi-aș cumpăra un caiet și a scrie în fiecare zi 21 de persoane, cu siguranță aș umple acel caiet. Pentru că de-a lungul anilor sunt oameni care stau alături de tine și pe care îi inspir, dar și ei te inspiră la rândul lor. Și iată că poți să fii așa, o punte de legătură între diferite organizații, oameni care nu s-au cunoscut. Și vorbim de Caritas, da? De asociația Caritas. Anul trecut a avut acea campanie pe care am sprijinit-o din tot sufletul cu un milion de stele. Exact. Și am făcut acea campanie de strângere de fonduri pe internet. Și s-au alăturat cei de la Centrul de Abilitare-Reabilitare Sfântul Nectarie, doamna director Helmaci. În același timp s-a alăturat și Eugen Doroga. Adică se creează o legătură între aceste persoane. Fiecare îl ajută pe celălalt. Și lucrul acesta nu doar că îți aduce bucurie. Bucurie este puțin spus. Îți aduce și speranță că pot fi mai multe persoane alături de tine
și pot dezvolta proiecte pentru comunitate, pentru că atunci când vorbim de voluntariat, vorbim foarte mult de implicare în comunitate. Antonela, ne spuneai despre centrul de recuperare și reabilitare CRRPH Mediaș, cred. Exact, ca persoane cu handicap CRRPH Mediaș, acolo unde în urmă cu câțiva ani de zile am derulat cel mai mare și important proiect, a spune eu, pentru comunitate. Au fost după aceea proiecte, dar cred că nu de o amploare atât de mare. Și vorbim despre șansa de a da un click. Și acolo am reușit cu parteneri, cu sponsori, cu oameni care au venit alături de noi, așa cum am spus, și Crucea Roșie, și cei de la Evon, și școlile, liceele din Mediaș. Deci foarte mulți parteneri, reușind să arătăm că în acest spațiu se poate organiza și se poate realiza o mini-bibliotecă, dar și o sală de calculatoare. Și lucrul acesta a însemnat foarte mult pentru persoanele de acolo. Și acolo lista este lungă de mulțumiri. Pe atunci deputat, domnul Gheorghe Roman a fost alături de noi, a fost consilierul Florin Iac, care la un moment dat și-a donat indemnizația de consilier să sprijine acest proiect, și multe persoane, așa cum am spus, lista este lungă. Să vezi că atunci când derulezi proiecte importante pentru comunitate, ți se alătură. Într-adevăr, în mediul online și după pandemie și în timpul pandemiei a fost foarte greu să aduni oamenii, pentru că timpul fizic, chiar dacă spunem stăm în casă, poate nu avem timp fizic să stăm de vorbă cu fiecare partener, cu fiecare sponsor, astfel încât să susțină astfel de proiecte. Dar cu toate acestea au avut rezultate și este un lucru important să vezi că lumea se strânge în jurul unei cauze. Fie că a văzut-o pe internet sau ați promovat-o voi în mass media, a fost extraordinar. Totuși, 20 de ani nu sunt mulți. Proiectul acesta, apropo visului, Săptămâna Națională a Voluntariatului, a ajuns major, aproape că termină studiile superioare. La noi, la Mediaș, așa cum spuneai, se întâmplă undeva de 10 ani și mă gândesc ce ne-ar povesti cei de la Provobis despre toți cei 20 de ani. Iată cât de multe putem noi să vorbim despre cei 10 ani. Nu am amintit, așa cum spuneai, toți oamenii care s-au alăturat, dar sunt oameni care, datorită voluntariatului și acestei săptămâni, au creat aproape în fiecare an tot felul de evenimente, tot cu voluntari și tot pentru comunitate. Ideea este să creștem împreună și să reușim să fim o comunitate fericită, cred. Exact. Noi vorbim anul acesta și vorbim în această emisiune despre Săptămâna Națională a Voluntariatului. Dar dacă vorbim despre voluntariat, voluntariat în Mediaș are o tradiție, voluntariatul are o tradiție de mult mai mult de 10 ani de zile. Și aici vreau să spun că exista acel centru Sinergii, condus de Daniela Crișan. Existau asociații, Asociația Oncologicilor, Bolnavilor Oncologici, în care doamna Maia Cașpari exact, făcea activități și promova și atunci voluntariatul. Era doamna Mimi Stănescu la Speranța, care promova voluntariatul. Deci dacă ne uităm în urmă, în media s-a făcut voluntariat de mult mai mult de 10 ani de zile. Așa și este. Acești oameni au pus bazele, fiind de acolo un centru, Sinergii, au pus bazele voluntariatului. Deci înseamnă foarte mult să ai de unde să pornești. Și noi să dai puțin din timpul tău. Să ne pliem, exact, să ne pliem pe această săptămână, fiind atunci o asociație proaspăt înființată. Dar, așa cum am spus, Sinergii și Daniela Crișan au oferit voluntari, au adus voluntari români, străini, din diferite medii și din diferite localități,
i-au adus la foarte multe activități. Și dacă stăm să dăm timpul înapoi, ne gândim la activitățile organizate de către Primăria Municipiului Mediaș, în care atunci de 1 iunie, când a fost o săptămână, în 2005, în 2006, era o săptămână de evenimente dedicate copiilor, fără voluntarii de la Sinergie, fără entuziasmul lor, lucrurile nu se puteau întâmpla de dimineața până seara, pentru că absolut. Nu ai timp fizic și nu poți un singur om sau doi oameni sau șase oameni câți eram atunci să dezvolți. Să ducem un eveniment atât de mare. Și acelea au fost primele activități la care voluntarii aceia din Sinergie au fost alături de noi. Ce se întâmplă anul acesta, Antonela, în cadrul acestei săptămâni naționale a voluntariatului? Cum se sărbătorește în toată țara? Tu ești la Brașov, acolo este o activitate culturală, pentru că și comunitatea este foarte mare, destul de intensă. Exact. În județul Brașov, din ce m-am uitat eu pe harta SNV, pentru că, așa cum vorbeam și cu Corina Pintea de la Provovis, este așa o frumusețe să vezi multe puncte aprinse pe harta SNV, acolo unde sunt evenimente, și se întâmplă și la Zărnești, se întâmplă în mai multe localități din județ, dar eu am ales să descoper lucruri noi venind aici și oameni noi să cunosc, și atunci să mă implic acolo unde simt eu că rezonez cu acele activități. Și în urma interviurilor pe care le-am derulat și eu pentru radio, am descoperit oameni noi. Și am fost la Dăișoara, este la câțiva kilometri de Brașov, mergând spre Rupia, un sat, zic eu, uitat de alții, dar cu renume național, internațional, pentru că acolo se întâmplă multe lucruri bune. Și există un tânăr care a avut inițiativa, Florin Bucuțea se numește, să înființeze o bibliotecă la sat. O bibliotecă, așa cum nu am mai întâlnit de mult timp, o bibliotecă de la A la Z, a primit doar spațiul și restul a fost realizat din donație, el fiind un voluntar bibliotecar, așa este prezentat. Și faptul că a reușit cu sprijinul părinților, al prietenilor, să aibă acolo calculatoare, cărți, carte nouă, cărți foarte frumoase pentru copii, albume, a fost o revelație. Iată că se întâmplă și se face voluntariat în mediul rural. Și el are un proiect amplu, biblioteci rurale se numește, în care înființează biblioteci în satele din județul Brașov și la Șinca Nouă, la Crihalma, a doua bibliotecă care a luat naștere anul acesta a fost cea de la Jibert, acolo unde vom merge astăzi. Și acolo preotul Iulian Vincențiu Ungureanu tot așa a primit spațiul și de la A la Z, împreună cu Florin și alți parteneri și alți prieteni de-a lor, A reușit să-l doteze cu rafturi, cu o sală de calculatoare. În pandemie au făcut profesorii chiar și cursuri cu copii acolo care nu aveau internet acasă. Și se întâmplă lucruri în țara aceasta, lucruri frumoase. Și m-am gândit, dacă ei sunt voluntari, haideți să îi botezăm anul acesta ca voluntari în SNV. Și i-am înscris în Săptămâna Națională a Voluntariatului, mergând chiar eu la ei acasă. La ei acasă. Astăzi mergem împreună cu cei de la Centrul de Abilitare și Reabilitare Sfântul Nectarie, împreună cu Daniela Halmaci. Deci iată că ai duci mediașul astăzi, astăzi la Jibert, doar pentru a implica în aceste acțiuni de voluntariat. Exact.
Și să vadă că se întâmplă lucruri frumoase și la sat. Există acolo un grup de tineri voluntari care susțin și care se implică. Așa că astăzi va fi un schimb de experiență. Cei de la media și vor învăța pe cei de la Jibert să realizeze acele căsuțe din gips, iar cei de la Jibert îi vor învăța pe cei din media să picteze pe sticlă și preotul ungurian va fi gazda noastră astăzi, s-a pregătit deja, ne-am rugat să fie vreme bună pentru că are și un spațiu frumos afară și are acolo 3 săli, putem crea atelier pentru că vom fi peste 15 persoane și atunci încercăm să facem ateliere și în spațiu din curte și în bibliotecă. Spațiu din interior. Exact. Iar mâine veniți la Mediaș din ceea ce da, mâine venim la Mediaș pentru că, așa cum ai spus și tu, da, sunt în Brașov, dar vreau să mă implic. Și dacă anul trecut am fost alături de Hospice Casa Speranței și am fost într-o campanie de strângere de fonduri pentru ei și am alergat la Brașov pentru serviciile de îngrijire paliativă ale copiilor și ale persoanelor adulte care suferă de boli incurabile din acest centru. Iată că anul acesta provocarea lor a venit cu o campanie de strângere de fonduri și de a pedala. Și am adus alături de mine, tot așa, pe cei de la Centru de Abilitare, Reabilitare, i-am adus pe cei de la Clubul Sportiv Atletic Star, nou înființat și este coordonat de Eugen Doroga, pentru că și el s-a alăturat și anul trecut, dar și anul acesta acestei organizații și iată că suntem deja voluntari de 2 ani încercând să strângem fonduri pentru aceste servicii de îngrijire și m-am bucurat foarte mult, chiar dacă anul acesta nu am depus nicio activitate, niciun proiect, nu am înscris în acest SNV 20. Cei de la Caritas au venit alături de noi și au donat pentru campania noastră de strângere de fonduri și vreau să mulțumesc Adelinei Biriș, doamnei Pobiano și Manuela, Alexandrei Ababi, lui Eugen Doroga și o doamnă profesoară, de fapt educatoare din media și de la grădiniță, Mirela Todoran, care va veni mâine împreună cu noi și care ne-a donat în această campanie. Este foarte important să vezi că oamenii pe care îi ajuți îți întorc binele și nu neapărat pentru tine nu dăruiesc mie bani sau nu fac mie servicii, ci pentru alți oameni. Și lucrul acesta este minunat să vezi cum se strâng în jurul unei cauze, pentru că lucrurile bune se întorc. Și dacă tot mai vorbim de SNV, noi am început tot în Brașov această săptămână împreună cu un meșter popular îndrăgit și pe care abia aștept să-l aduc poate într-o zi la Mediaș alături de copiii din Mediaș, pentru că Gabriela Bularca este una dintre cele mai îndrăgite persoane în lumea aceasta a copiilor. Și împreună cu ea am fost la Deișoara, la Florin Bucuția, acolo unde copiii nu au posibilități să facă foarte multe lucruri. Și ne-au primit cu o căldură extraordinar de mare și de benefică, cu zâmbete, cu râsete. A fost o zi minunată. Ea a învățat să realizeze din fire, de lână, un pandantiv care să îi apere și la care să... Un fel de amuletă. Zic așa, un pandantiv pe care să-l poarte cu ei. O amuletă, exact. O amuletă pe care să poarte cu ei, o amuletă mexicană. Și la fel,
Am avut ateliere de storytelling și ne-am distrat foarte frumos, fiecare fiind un anumit personaj, să creăm o poveste.